Ieri, după ce Petrom a adăugat încă 9 bani pe litru la pompă, prețul carburanților a ajuns la noi maxime istorice. În urmă cu exact un an, în martie, prețurile carburanților la pompă depășeau pragul psihologic de 5 lei pe litru pentru cele mai scumpe sortimente. Însă, de-a lungul anului 2010, s-au apropiat din ce în ce mai mult de următoarea ștachetă, cea de 6 lei. Din păcate pentru șoferi, scumpirile nu se vor opri aici, pentru că prețul carburanților de acum reflectă cotația barilului de acum 30-45 de zile, cât durează un ciclu de rafinare. Astfel, prețul de referință al sortimentelor de benzină este cuprins între 5,16 și 5,96 de lei pe litru, iar motorinele costă între 5,15 și 5,63 de lei pe litru. Cum prețurile la pompă variază cu plus sau minus 5% față de cele de referință, la unele benzinării a fost atins deja nivelul de 6 lei pe litru pentru anumite tipuri de benzină. Cine este responsabil și ce părere au sucevenii despre această situație? Am carnet șofer de 15 ani, dar merg pe jos când nu mai am mașină. Am vândut mașina când nu-mi trebuie. Asta este părerea mea. Deși fiecare face ce vrea în România, așa că nu-i de mirare nimic. Nu trebuie să ne mirăm de nimic în ziua de azi. Asta e problema. Am o părere destul de proastă datorită faptului că cu toții suntem în secolul 21, nu mai putem circula nici cu bicicleta, nici cu trotineta, iar mașina a devenit un obiect, aș putea să spun, de uz zilnic. Cred că cei care ar fi interesați aici să acționeze pedala, adică în sensul de a scădea prețul motorinii și benzinii, că apar toate scumpirile în lanț, ar trebui să fie guvernanții noștri și cei care ne-au dat petrolul nostru. La benzină. Nu știu unde va ajunge, nu pot să-mi dau seama. Unde or să ajungă, nu pot să-mi dau seama. Dar trebuie să ținem cont că de astea țin toate prețurile se leagă, toate se ridică. Totul... Mi se pare o inițiativă corectă, că iar tot se scumpește din de la săptămână la săptămână. Nu mi se pare deloc corect. Deloc ar trebui să se unească corect, șoferii. Dar nu are nicio justificare. Nu au justificare pentru așa ceva. Uitați-vă, toate cresc, adică toate cresc în raport de benzină, în raport de combustibil. Nu mai pot permite să mai scot. Adică am zis că nu sunt șofer, nu-l profesez, dar am mașină, dar o țin în garaj, că nu pot să-mi permit să mai merg cu ea. La pensia pe care o am, pensiile nu cresc, salariile nu cresc, prețurile cresc. O părere foarte proastă despre modul cum suntem conduși aici în România, liderii noștri care negociază prețul la carburanți. Așa nu țin cont de cetățeanul de rând. Pe ei nu interesează omul dacă are bani. La noi prețul litru de carburant e exact ca în Germania, 1 euro și 10 euro, ce nu știu cât, dar comparativ salariile noastre sunt de mizerie. În Germania cât e un salariu minim pe economie? Cred că e 2000 și ceva de euro și la noi cât este? 200 de euro. Din punctul șoferilor suceveni de vedere, există două soluții majore. Fie se unesc și nu mai alimentează o perioadă de la pompă, fie își parchează mașinile și merg de acum pe jos. Credeți că șoferii ar trebui să se mai unească o dată, să mai facă un... Suntem nicio rezolvat. Ei tot au scumpit-o. Dacă o ieftinesc, bă, au făcut ceva, au rezolvat ceva. Singura soluție ca să nu alimentăm, asta e. Pe comercial pot să-l sancționez când nu-i cumpir marfă. Este singura, altfel niciodată. Măcar o săptămână de zile să nu alimenteze nicio mașină. Pecos să vadă ce înseamnă să rămâi fără încasări. Așa că ei au de plătit și ei, nu? Credeți că s-ar îmbunătăți cu ceva situația? Păi s-ar îmbunătăți, dacă am fi uniți, dar trebuie făcut ceva, că dacă nu toți tac din gură și ei toți scumpesc, o să scumpească până nu o să mai circule. Nu știu ce se întâmplă. Le blocăm, dar ei țin tot al lor, nu știm cum. Doar să nu mai cumpărăm deloc, să ne oprim activitățile și poate așa s-o învăța minte. Prețul barilului scade, iar prețul la pompă urcă. Nu este normal. Probabil că va trebui să ne unim, dar mai greu la noi. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, spune că nu mai există legătura între cursul de schimb și prețurile carburanților și prevede o cotație de 80 de dolari pe barilul de petrol. Sărescu spune că cele mai multe presiuni asupra inflației vin dinspre prețurile alimentelor, unde România are potențial, dar nu l-a fructificat, și dinspre cotațiile petrolului.